Avem, cum vedeți, o demonstrație în câmp cu o combină de recoltat porumb, practic cea mai mare din gama mesei Ferguson. Pot să spun o super combină care recoltează pe 12 rânduri și care astăzi practic face demonstrații pentru producătorii agricoli din zonă. Dar mai multe vă poate spune domnul director general de la General Leasing. Da, este combina pe care, îmi cer scuze, am adus-o prima oară anul acesta și a fost achiziționată de domnul Nebu de la Miracom din Ialomița și primele sau rezultatele dânsului au fost extraordinare. Îndeajuns de bine încât să putem să avem siguranța că combina funcționează bine, că rezultatele sunt bune, productivitatea este bună, eficiența este bună, dar dacă nu aduci combina să o vadă și fermierii în zona lor, atunci este un pic mai greu, pentru că oamenii zic, stai un pic, că poate eu am condiții diferite de lucru, eu am pantă, că aici în zonă se... Și este și un motiv în plus să vezi că la tine în fermă îți aduce această combina, îți aduce atâtea avantaje și o productivitate atât de bună și având în vedere condițiile meteorologice foarte schimbătoare, a reduce timpul de recoltat, a fi mai eficient, a reduce costurile în fermă, este cel mai important lucru, cred, în anii ăștia. Deci e cam ultimul tip, cam ultimul repnet în materie. Da, este un model care a fost testat sau creat împreună cu fermierii, au fost făcute foarte multe prototipuri înainte de a lansa. Chiar și anul trecut au hotărât, hai să nu-l lansăm, mergem și facem numai demonstrații ca să fim siguri că totul este în regulă și de-abia anul ăsta au dat drumul pentru prima oară la comercializare și rezultatele sunt extraordinare. Ce performanțe aveți? Pentru performanțe o să-l rog pe domnul manager de produs să vă spună câteva detalii tehnici, după, da? Da, dar da. Cost estimativ? Sunt trei modele. Și iar echiparea pe ele poate să fie foarte, foarte diversificată la nivel de sute de mii de euro, așa că poți să te duci dinspre 400 de mii până la 600, 700, pui și un header de porumb, deci diferă foarte mult în funcție de configurația aleasă. Astăzi avem o combină Massey Ferguson Ideal 9T, o combină de 647 de cai cu un motor MAN de 15,2 litri. Ce ține de tehnologie de baterie, combina este dotată cu două rotoare, cu lungime de 4,84 metri lungime și diametru de 600 de centimetri. Combina este dotată cu senzori de gura de alimentare în față, detectează fluxul de material care intră în combină. De-a lungul rotorului puteți vedea 4 bare de senzori de ultimă generație care sunt dezvoltați de cei de la NASA. Și în funcție de comanda care o dă senzorul de pe gura de alimentare, rotorul își modifică turația, scade sau crește, își reglează sitele și vântul ca cultura să fie curățată în parametrii care am stabilit noi. După cum ați putut vedea, avem foarte puține curele, avem 13 curele și un singur lanț. Singurul lanț este la descărcare. La descărcare avem o viteză de 210 litri pe secundă pentru un buncăr de 17.100 de litri. Asta înseamnă undeva 14-15 tone care îl descarcă nici mai mult, nici mai puțin de 80 de secunde. Ce ține de reglaje, noi putem stabili viteza minimă și maximă care vrem să recoltăm, o punem în mod automat și combina se reglează automat în funcție de fluxul de recoltă pe care îl depistează. Combina de față este dotată cu GPS, îi stabilim lungimea de lucru și ea înregistrează și merge singură pe brază, chiar la ultima brază am făcut lucrul acesta. Totodată spuneam de rezultatele obținute în România la Căzănești, unde am vândut prima combină. La grâu am recoltat cu o viteză de 7,5, la o producție medie de 7,2 tone și într-o singură zi, în 9 ore de lucru, continuu cu descărcare de mers, am recoltat total de 70 de hectare cu producție total de 504 tone la grâu. La floare am recoltat cu 6,5-7 km pe oră, o producție de 4,5 tone. Ceea ce ține consumurile, la porumb suntem sub un litru pe tona recoltată,
pe celelalte culturi suntem undeva un litru 1,2 pe tona recoltată. Pentru nu putem spune pe hectar că valorile în funcție de viteză diferă, deci pe tona recoltată. Ce ține de tocător, ca să terminăm cu mina către în spate, tocătorul este acționat de un hidromotor, deci nu mai avem curea. Turația la tocător este între 850 de rotații, 3600 de rotații. Ce ține de tob, turație pe tob, poate e important pentru unii, minim 200 de rotații, maxim 828 de rotații. Cam atât în linii, în linii mari. Bunkerul, când plouă, bunkerul se închide automat din, din cabină. Ține de 9T. T-ul când vedem în coadă înseamnă că e trac de la șenilă. Combina e dotată cu un sistem de șenile de ultimă generație. Are două butelii de azot, una de compensare și una de tensionare. Îi încărcăm instalația cu o presiune de 200 de bari. Indiferent de sarcinile care sunt asupra șenilei, în momentul în care scade presiunea din sistemul de tensionare, suntem avertizați la interior și știm că trebuie să ducem să creștem iar presiunea în sistemul de șenile. Deci nu poate exista fenomenul de sărit șenila de pe, de pe role. Ce ține de sistemul inteligent de Ideal Harvest, cum vă spuneam și la început, se face automat, datorită senzorilor care sunt în interiorul combinei. Noi nu mai stabilim viteza minimă, maximă de, de recoltare. Sunt în total în combină 36 de senzori care fac reglarea automat în timp real la combine. Totodată, proprietarul care achiziționează o astfel de combină poate să stea în birou și vede în timp real ce face, cum face, dacă descarcă, când descarcă, producții, umiditate și, în final, ori se uită din birou, ori dacă nu face export pe stick și poate avea o cartare a suprafeței în ceea ce ține producția cât și umiditate. Poate ști în locul respectiv a avut o productivitate mai mică sau o umiditate mai mică și cum poate reacționa pe, pe viitor pe zona respectivă.